Psalmul 137. Psalmul 137 este o scurtă narațiune despre două cități, Babilon și Ierusalim. Babilon este capitala Satanei. Aici, pentru prima dată, a apărut idolatria. Babilon, mama falsei religii. Tot în Babilon a apărut pentru prima dată conceptul de supraom, marele rebel, Nimrod, primul prototip al lui Anticrist. În sfârșit, Dumnezeu îngăduie ca evreii să fie deportați în Babilon, ca pedeapsă pentru idolatria și permanența lor răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Ierusalimul a fost și va fi capitala pământească a lui Dumnezeu. Acolo i-a plăcut Domnului să-și așeze numele, templu, reședința lui pământească. În Ierusalim, Dumnezeu a pus bazele unei dinastii, prin care avea să vină într-o zi Mesia însuși. În Ierusalim a intrat Domnul călare pe un măgăruș, împăratul cel de mult așteptat. La Ierusalim s-a născut biserica Domnului Iisus și din Ierusalim Evanghelia a început să se răspândească în întreaga lume. În această zi de joi vă îndemn și vă rog să vă rugați pentru Ierusalim, așa cum David ne îndeamnă în Psalmul 122 cu versetul 6. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Totodată rugați-vă și pentru frații noștri evrei, pentru poporul ales al lui Dumnezeu, care astăzi suntem și noi, poporul ales prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și Dumnezeu să lase și peste noi pacea Lui. Dumnezeu să lase pacea Lui peste biserica noastră, peste biserica Domnului, peste biserica Lumina Lumii. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Har și pace în numele Domnului nostru Iisus. Amin. Cer, un râu cu apă vie, curgea lin de la Dumnezeu, din scaunul de domnie. În malurile râului stătea pomul vieții, rodind sub raza soarelui, în mijlocul cetății. Acolo noapte nu va fi, în cer va fi numai lumină, iar Dumnezeu va împărăți cu cei ce îi se închină. Apoi am auzit strigând cu glasul lui puternic, iată că eu vin curând, ferice de cel vrednic. Va fi ferice de voi toți, cu haina pregătită, când veți intra atunci pe port, la marea cea de sticlă. Și Duhul și mireasa zic, vino, Doamne Iisuse, iar ochii către cer ridic, privind cu brațele deschise, te așteptăm. Ca să revii, Iisus, iubitul nostru mire, să zburăm spre veșnicii, spre cel zor să nimeni acolo.
noapte nu va fi. În cer va fi numai lumină, iar Dumnezeu va împărăți cu cei ce se-nchină. Și Duhul și mintea să zic: vino, Doamne Iisuse, iar ochii către cer privi cu brațele deschise. Privind cu brațele deschise.